1 Samuel, capitolul 24, și o să-l citim pe tot, toate cele 22, ca să înțelegem și contextul puțin. 1 Samuel 24. Când s-a întors Saul de la urmărirea filistenilor, au venit și i-au zis, iată că David este în pustiul Enghedi. Saul a luat 3000 de oameni aleși din tot Israelul și s-a dus să caute pe David și pe oamenii lui până pe stâncile țapilor sălbatici. A ajuns la niște stâne de oi care erau lângă drum și acolo era o peșteră în care a intrat să doarmă. David și oamenii lui erau în fundul peșterii. Oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Domnul îi zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale, Făi ce îți va plăcea. David s-a sculat și a tăiat încet colțul hainelui lui Saul. După aceea inima mai bătea pentru că tăiase colțul hainelui lui Saul și a zis oamenilor să săi, să mă ferească Domnul să fac împotriva Domnului meu care, care este unsul Domnului, o așa faptă ca să pun mâna pe el, căci el este unsul Domnului. Cu aceste cuvinte, David a oprit pe oamenii săi și a împiedicat să se arunce asupra lui Saul. Apoi Saul s-a sculat să iasă din peșteră și și-a văzut înainte de drum. După aceea, David s-a sculat și a ieșit din peșteră. El a început să strige atunci după Saul, Împărate, Domnul meu! Saul s-a uitat înapoi și David s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis lui Saul, de ce asculți tu de vorbele oamenilor care zic, David îți vrea răul? Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse astăzi în mâinile mele, în peșteră. Oamenii mei mă îndemnau să te omor, dar te-am cruțat și am zis, nu voi pune mâna pe Domnul meu, căci este unsul Domnului. Uite, părintele meu, uite colțul hainei tale în mâna mea, fiindcă ți-am tăiat colțul hainei și nu te-am ucis. Să știi și să vezi că în purtarea mea nu este nici, nici răutate, nici răzvătire și că n-am păcătuit împotriva ta. Totuși tu mintiți curse ca să-mi iei viața. Judece Domnul între mine și tine și Domnul să mă răzbune pe tine, dar eu nu voi pune mâna pe tine. Răul de la cei răi vine, zice vechea zicală, de aceea eu nu voi pune mâna pe tine. Împotriva cui a pornit împăratul lui Israel? Pe cine urmărești tu? Un câine mort, un purice. Domnul va judeca și va hotărâ între mine și tine. El va vedea, el va, îmi va apăra pricina și îmi va face dreptate, izbăvindu-mă din mâna ta. Când a sfârșit David de spus aceste vorbe lui Saul, Saul a zis, glasul tău este fiule David. Și Saul a ridicat glasul și a plâns și a zis lui David, tu ești mai bun decât mine, că tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Tu ți azi bunătatea cu care te porți față de mine, căci Domnul mă dăduse în mâinile tale și nu m-ai omorât. Dacă întâlnește cineva pe vrăjmașul lui, îl lasă oare să-și urmeze drumul în liniște? Domnul să-ți răspătească pentru ce mi-ai făcut în ziua aceea. Acum iată, știu că tu vei domni și că împărăția lui Israel va rămâne în mâinile tale. Jurăm, dar pe Domnul că nu-mi vei nimici sămânța mea după mine și că nu vei șterge numele din casa tatălui meu. David a jurat lui Saul, apoi Saul a plecat acasă, iar David și oamenii lui s-au suit în locul întărit. Amin. Este un eveniment din viața lui David, din care învățăm o mulțime de lucruri, așa cum fiecare pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu este plin de învățătură pentru viața noastră de zi cu zi. Și pentru seara aceasta am vrea să ne uităm puțin la câteva lucruri despre răzbunare. Dacă un creștin ar trebui să se răzbune sau dacă un om ar trebui să răspundă rău la ceva ce i s-a făcut rău și care ar trebui să fie măsura în care ar trebui să, să răspundă. Cu siguranță în Cuvântul lui Dumnezeu sunt mulți oameni de la care putem să învățăm despre răzbunare. Unii care s-au răzbunat, alții care nu s-au răzbunat. Exemple pozitive și exemple negative. Și sunt o mulțime de astfel de, de oameni și o mulțime de pasaje din care putem să învățăm despre răzbunare. Dar David ne învață astăzi, Dumnezeu ne învață astăzi, prin experiența lui David, despre cum să privim răzbunarea și ce să facem ca să nu ne răzbunăm pe cei care ne fac răul. Că sunt credincioși sau că sunt necredincioși cei care ne fac răul. Și Biblia ne oferă o mulțime de răspunsuri cu privire la, cu privire la lucrul acesta. Și sunt câteva lucruri cu privire la răzbunare la care am vrea să ne uităm în seara, în seara aceasta. Dacă ne gândim așa și dăm o definiție la răzbunare, este acel plan pe care îl concep ca să răspunzi înapoi la unele acțiuni care ți-au provocat răul. Acțiuni rele, ca să, pentru că ți s-a făcut rău, răspunzi cu rău, cu aceeași monedă sau poate un pic amplificat, ca să răspunzi înapoi celui care ți-a provocat rănile respective. Dar prima ne învață ce să facem cu astfel de acțiuni ale noastre și dacă sunt bune, utile și dacă sunt ok din punct de vedere moral și spiritual. În primul rând, dacă ne uităm și în Cuvântul lui Dumnezeu și la ceea ce au spus uh, uh, oamenii lui David când erau în peșteră, răzbunarea va ne va da o iluzie falsă a unei realități uh, greșite. Atunci când ne răzbunăm pe cineva, vom considera că acela este modul, modul perfect de a răspunde la acțiunea omului respectiv. Când răspundem cu rău la rău, este ca și cum l-am lăsat pe Dumnezeu un pic deoparte. Îl punem un pic de deoparte pentru că avem modul nostru mai bun de a răspunde la acțiunea respectivă. Noi știm mai bine cât de mult ne-a afectat vorba care ne s-a spus. Noi știm cel mai bine modul în care ne-a afectat uh, acțiunea omului care ne-a provocat răul. Și știm cel mai bine cum să reacționăm și cum să răspundem la o astfel de, de acțiune. Și în felul acesta îl lăsăm puțin pe Dumnezeu parte, Doamne, stai Tu puțin acolo, că am de rezolvat niște lucruri. Uh, și îți faci un plan pe care te răzbun pentru rana care ți s-a făcut pentru rana care a fost provocată de cutare sau cutare în diferite, în diferite contexte. Și ne uităm și la oamenii aceștia lui David, că îl în îndeamnă pe David, este momentul perfect să te răzbuni. Oamenii aceia cu siguranță știau că David a fost uns de către Dumnezeu să fie împărat în locul lui, lui Saul. Și cădeau că metoda lor este metoda potrivită ca să scape de Saul și să domnească David în locul, în locul lui. Dar... Știm că nu acesta este locul, modul potrivit în care trebuia să, se, să, ajungă David, împăratul lui Israel, în locul lui Saul. David cunoștea modul în care trebuia să acționeze, ca să ajungă rege, așa cum Dumnezeu îi promisese. Dar oamenii aceia care erau împreună cu, cu David, credeau că aceasta este metoda. Uite, este momentul perfect să te răzbun pentru toți acești ani în care a trebuit să fugi. Pentru toți acești ani de suferință, de răni care ți-au fost provocate, este momentul perfect să-l lovești odată pentru totdeauna. Și de multe ori în viața noastră credem că metodele noastre sunt mai potrivite când vine vorba de a răspunde unor lucruri care ne provoacă suferință și ne provoacă răni unele care poate și în prezent nu sunt închise și vindecate. Și de multe ori considerăm că modul nostru de a reacționa este mai potrivit decât modul lui Dumnezeu și nu lăsăm pe el să trateze o astfel de situație. Nu rugăm pe el să ne dea înțelepciune să știm ce avem de făcut pe mai departe. Nu lăsăm pe el să se descurce cu problema aceea față de omul acela care ne-a provocat suferința sau rana. Pentru că de multe ori considerăm că noi știm mai bine. Că noi știm cel mai bine cum să facem lucrul acesta, că noi avem măsura noastră potrivită. Și de multe ori facem, facem lucrul acesta, dar ne bucurăm că David ne oferă un, un exemplu despre cum să nu facem, cum să nu reacționăm. Apoi, răzbunarea aceasta trebuie să fie direcționată corect, trebuie să fie făcută de către persoana potrivită. Dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea că Biblia este plină de versete care ne spun că Dumnezeu este judecătorul, că Dumnezeu este cel care judecă, că Dumnezeu este cel care cântărește corect, că Dumnezeu este cel care măsoară potrivit pentru fiecare în parte, că Dumnezeu este cel care este corect indiferent de situație și de eveniment, că Dumnezeu este corect indiferent de persoana față de care se raportează. Și Biblia este plină de astfel de versete. Ieremia 11 cu 20 de spune despre el că este judecătorul drept. Cel care cântărește, cântărește bine. Și pentru că vorbim despre un Dumnezeu care este 100% corect, tot timpul, fără să se schimbe, răzbunarea trebuie să fie dată lui. Atunci când cineva ne provoacă o rană, ne supără, ne... Uh, uh, știm, poate am avut ex experiențe în care ni s-au făcut astfel de, de lucruri și uh, aveam tendința să ne răzbunăm. Biblia ne învață să dăm răzbunarea aceasta lui lui Dumnezeu. Răzbunarea este a Domnului, spune un alt verset din cuvântul lui, din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la persoanele noastre, fiecare în partea noastră, vom vedea că suntem corupți de păcat. Fiecare parte din noi este infectată de păcatul acesta. Deciziile noastre, modul în care vorbim, modul în care acționăm, este plină de influența aceasta a păcatului. Și nu știm cum să cântărim corect câteodată. Și nu știm cum să acționăm câteodată corect. De aceea, răspunsul nostru pentru persoana care ne face rana și ne provoacă rana sau suferința sau calvarul, este să-i dăm lui Dumnezeu, care știe cum să acționeze pe mai departe. Ca să știe, el este cel care știe cum să măsoare cantitatea de judecată cu privire la persoana respectivă. El care este 100% dragoste. 100% dreptate, 100% sfințenie. El este singurul care poate să cântărească corect și potrivit pentru persoana respectivă. Dacă ne-am răzbunat noi, poate am cântărit diferit și am fi poate prea duri, poate prea indulgenți, poate în cantități diferite am pune unele lucruri și nu ar ieși așa cum trebuie. Dar pentru că Dumnezeu este 100% corect și 100% pur, 100% fără greșeală în tot ceea ce face. El știe cel mai bine cum să ducă la capăt un astfel de eveniment, un astfel de, o astfel de suferință care ne-a fost provocată, ca să nu răspundem noi, să nu ne răzbunăm noi, să nu răspundem noi înapoi și să provocăm poate alte răni și alte, și alte răni. Dacă ne uităm la, în viața lui David și în versetele pe care le-am citit, el spune la un moment dat că Domnul va judeca și va hotărâ între mine și tine. El este cel care va, va acționa de acum încolo, el este cel care va hotărâ ce trebuie să facă cu tine Saul. El este cel care va uh, acționa așa cum trebuie. Și David lasă problema aceasta în mâna lui Dumnezeu. Ar fi putut să rezolve el, dar era rezolvarea greșită. Așa că David, în loc să se răzbune, îi dă această acțiune lui Dumnezeu. Doamne, tu cunoști mai bine. Tu ai timpul tău potrivit și perfect tu ai caracterul tău infailibil, neschimbător, 100% pur. Tu știi cel mai bine când să faci, ceea ce ai ce de gând să faci. Și cu siguranță atunci când David i-a lăsat această problemă lui, lui Dumnezeu, cu siguranță lucrul acesta a adus liniște în inima lui David. Chiar dacă era fugărit de Saul, pentru că nu mai trebuia el să se ocupe de problema aceasta. Problema aceasta răzbunării a dat-o lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se ocupa de lucrul acesta. Și David putea să facă celelalte lucruri ca să se apropie de Dumnezeu și nu trebuia să se mai ocupe el de lucrul, de lucrul acesta. Așa că când vine vorba de răzbunare și de a răspunde înapoi oamenilor care ne fac răul sau care uh, provoacă răni în viața noastră, răspunsul Bibliei este ca să îi dăm această acțiuni potrivită lui Dumnezeu, ca El să se ocupe de lucrurile, de lucrurile, de lucrurile acestea. Biblia ne, 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 spune că oamenii aceia l-au îndemnat pe David, făi ce ți va plăcea, este la îndemâna ta, făi ce îți place. Dar Biblia ne învață în Galateni 5 cu 17 că nu puteți face tot ce voiți. Dumnezeu ne pune anumite limite chiar cu privire la răzbunare și la modul în care răspundem celor care ne provoacă răni, celor care uh, ne prigonesc, celor care aduc suferință în viața noastră, celor care fac lucruri care ne deranjează. Și avem așa, aș, impulsul acesta ca să, uh, uh, să ne răzbunăm, să dăm înapoi, să arătăm noi cine suntem și că putem să facem și noi uh, ceva. Dar lucrul acesta, când ne ocupăm noi de răzbunarea aceasta, va aduce poate o altă rană va provoca poate mai multă suferință. Cu siguranță răzbunarea nu va vindeca rana inițială, o va lăsa deschisă, poate va sângera mai mult, poate va, 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 provoca mai multă durere când ne răzbunăm și răspundem înapoi cu răul la răul care ni s-a făcut. Pe când aveam 12 ani, un copil de pe strada noastră, un băiat, a devenit foarte vocal cu privire la anumite incapacități de ale mele, la vârsta aceea pe care o aveam. Și am răbdat, am răbdat, am răbdat câteva minute, dar nu se oprea. Mi-am încreștat pumnul și l-am lovit între nas și gură, ca răzbunare pentru tot ceea, ce, tot ceea ce spunea pe stradă și tot ceea ce îmi spunea atunci. Dar n-a rezolvat conflictul. A adus mai multe probleme. Rana mea, provocată de vorbele lui, n-a -a fost închisă. Din potrivă, a fost amplificat conflictul respectiv. Și răzbunarea n-a adus nimic bun. Și învățăm că, din cuvântul lui Dumnezeu că atunci când ne răzbunăm, provocăm poate mai mult și mai mult. Dar răzbunarea aceasta, dorința aceasta de a ne răzbuna trebuie să fie dată lui Dumnezeu. Biblia ne învață că nu vă răzbunați unii pe alții. Răzbunarea este a lui Dumnezeu, El este cel care cântărește, cântărește corect. El este cel care are rețeta potrivită ca să ducă mai departe acțiunile, acțiunile potrivite. Dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, în, în evenimentul cu David, vom vedea că răzbunarea, atunci când acționăm cu atitudine de răzbunare, ne va schimba percepția cu privire la ceilalți. Dacă ne uităm în viața lui David, la evenimentul acesta, în mod singular, vom vedea că spune despre Saul următorul lucru. Să mă ferească Domnul să fac împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului. Apoi mai departe, când David strigă către împărat, îi spune, împărate, Domnul meu. El încă recunoștea pe Saul ca împărat, ca autoritate. Încă vedea importanța omului care stătea în fața, în fața lui. Chiar dacă i-a provocat așa de multă suferință și chiar dacă a provocat în viața lui David așa de multe, așa de multe răni și trebuia să fugă din fața, din fața lui. De multe ori, când cineva ne rănește și ne provoacă o suferință, avem tendința să-l desconsiderăm. Să începem să ne uităm la el ca la un om de nimic, să-l facem mic în mintea noastră, în vorbele noastre, în atitudinea noastră față de el. Și de multe ori uităm că chiar și cel care ne-a provocat suferința este totuși un om creat de Dumnezeu, un om pentru care s-a plătit un preț extraordinar de mare pe Calvar. Un om pentru care s-a plătit prețul acesta al morții Domnului Isus. Un om pentru care Domnul Isus a venit pentru el, ca și el să aibă posibilitatea să fie mântuit. Sau dacă un frate, o soră ne-a provocat suferința aceasta, uităm că și el a fost răscumpărat și iertat de același Dumnezeu care ne-a iertat pe noi. Și dorința aceasta de a ne răzbuna ne face să uităm cât de important este cel care, cel care stă în fața noastră și suntem gata să ne răzbunăm pe, pe el. Și pierdem din vedere că el este un copil al lui Dumnezeu sau că el este un copil pierdut și că trebuie să fie adus înaintea lui Dumnezeu. Și de multe ori răzbunarea ne, ne schimbă așa puțin modul în care îi privim pe, pe, pe oameni. Ne pune așa pe poziție înaltă să ne uităm la oamenii de jos și să ne răzbunăm pe ei. Și asta va face răzbunarea. Dar ne uităm la, la David că nu face lucrul acesta. Îl numește pe Saul chiar dacă era alergat de el ani și ani. Chiar dacă a avut atât de multe ocazii în care Saul putea să-l omoare pe, pe David și a scăpat. Chiar dacă a făcut Saul lucrul acesta, David îl numește în continuare Împărate, Domnul meu, mai mult de atâta. A arătat respectul față de poziția pe care Saul o avea în, în Israel. Saul s-a uitat înapoi și David s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat. A arătat respectul față de poziția pe care Saul a avut o a avut-o, chiar dacă Saul îi provocase atâta suferință. David a ales să nu se răzbune și să vadă poziția corectă pe care Saul a avut-o. De multe ori oamenii ne provoacă suferințe și ne vor provoca răni, care unele se vor închide greu dar să nu-i privim pe oameni inferiori sau să-i privim ca oameni care merită răspunsul nostru, ci să-i privim ca oameni importanți în ochii lui Dumnezeu. Ca oameni pentru care s-a plătit prețul acesta enorm de mare al Domnului Isus. Și să nu scăpăm din vedere lucrul acesta când suntem gata să răspundem, când suntem gata să bârfim înapoi pe cineva care ne-a bârfit, când suntem gata să avem o atitudine de ignoranță cu privire la cel care ne-a rănit. Omul acela, pentru omul acela a venit Domnul Isus. Pentru omul acela a murit Domnul Isus. Pentru omul acela a suferit Domnul Isus toate suferințele acelea descrise în Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru omul acela a lăsat Domnul Isus toată autoritatea și s-a lăsat pălmuit. Pentru omul acela Dumnezeu l-a pedepsit pe Fiul Său. Atât de important este El. Desigur, de multe ori mai cădem în greșeli, pentru că nu suntem atenți la portarea noastră. La fel se întâmplă cu cei care uh, ne provoacă rănile, dar la fel se întâmplă și cu noi atunci când greșim. Nu suntem tot timpul atenți. Și mai călcăm într-o parte și în alta. Mai mergem cu pașii noștri la, la dreapta sau la stânga, cum auzim mai devreme. Și de multe ori se întâmplă lucrul, uh, lucrul acesta, dar să avem. Acest lucru în mintea noastră tot timpul, atunci când suntem gata să ne răzbunăm, că totuși persoanele față de care vrem să ne răzbunăm au fost răscumpărate prin sângele Domnului Isus sau au nevoie să fie uh, mântuite de către Dumnezeu. Și să nu scăpăm din vedere lucrul acesta. Și David ne învață în versetele acestea că uh, nu l-a privit pe Saul într-un mod negativ, ci l-a privit respect. Și cu siguranță Dumnezeu a adus o răsplată pentru David, că a știut cum să acționeze în astfel de, în astfel de momente. Apoi, despre răzbunare, mai putem să spunem că răzbunarea, atunci când are loc, înlocuiește atitudinea, atitudinea corectă. Dacă ne uităm în versetele 11 și 18, vom vedea pe David că îi spune împăratului Saul, Uite, părintele meu, uite colțul hainei tale în mâna mea, fiindcă ți-am tăiat colțul hainei și nu te-am ucis. Să știi și să vezi că în purtarea mea nu este nici răutate, nici răzvătări și că n-am păcătuit împotriva ta. Totuși, tu mântiți curse ca să-mi viața. Versetul 18: Tu îți arăți, spune, spune Saul, tu îți arăți bunătatea cu care te porți față de mine, că Domnul m-a redus în mâinile tale și nu mai omorât. Atunci când te răzbuni pe fratele sau sora care ți-a provocat. Uh, această rană care este încă în sufletul tău sau pe omul acela care ți-a provocat suferință, vei avea atitudinile incorrecte când vine vorba de lucrurile pe care poți să le spui sau poți să le faci. Cu privire la lucrurile de care ne spune Biblia că trebuie să fim atenți și pe care trebuie să le avem în viața, în viața noastră. Biblia mai spune prin David la versetul 13 Răul de la cei răi vin. Când răspundem și ne răzbunăm și răspundem înapoi cu rău, ne facem oameni răi. Este ceea ce spune David în pasajul acesta. Și David declară că n-a avut o purtare greșită în fața lui Saul. Cei care se răzbună vor avea o atitudine greșită față de, ce? De față de voia lui Dumnezeu. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vom vedea că Dumnezeu cere credincioșilor să fie în cutare și cutare, cutare mod. Că nu trebuie să răspundă cu rău, la rău. Că trebuie să iubească pe cei care bleastămă. Că trebuie să să se uite la oameni și să se roage pentru ei. Că trebuie să întoarcă celălalt obraz. Că trebuie să răspundă cu bine la lucrurile care vin rău împotriva, împotriva noastră. Și răzbunarea va înlocui această atitudine corectă și te va duce către o atitudine incorrectă, împotriva voi lui Dumnezeu atunci când vei, căuta, când vei căuta răzbunarea. Când vei căuta să răspunzi înapoi Vom vedea că David nu se răzbună pentru că a vrut să aibă o atitudine corectă, pentru că a vrut să nu arate răutate, pentru că a vrut să nu arate răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. La fel și noi, când avem dorința de a răspunde înapoi celui care ne provoacă răni, să nu uităm că trebuie să avem o atitudine demnă de copil lui Dumnezeu. Fiecare vorbă care, care este ne, ne este gata să ne iasă pe gură atunci când suntem provocați să ne răzbunăm, să fie ca și cum este spusă lui Dumnezeu însuși. Fiecare acțiune a noastră să fie făcută ca și cum însuși Dumnezeu este lângă noi. Și atitudinea noastră trebuie să fie potrivită chiar și când vine vorba de a răspunde înapoi celui care ne provoacă să, să ne, ne răzbunăm. Răzbunarea apoi poate să fie evitată. Poate să fie evitată. Dacă ne uităm în versetul 4... Oamenii lui David au zis, iată ziua în care Domnul zice, da pe vrăjmașul tău în mâinile tale, Făi ce îți va plăcea. David s-a sculat și a tăiat încet colțul hainei lui, lui Saul. Ce ispită pe David să se răzbune? momentul oportun să scape de toate suferințele, să încheie calvarul acesta care l-a urmărit pe el atâția ani și împreună cu, împreună cu ceilalți oameni. Momentul oportun să scape de problema majoră din viața lui, dar a rezistat ispitei. De multe ori în viața noastră parcă simțim că este momentul oportun să răspundem înapoi celor care ne judecă, celor care ne prigonesc, celor care vorbesc împotriva noastră. Și avem această, vine această dorință de a, de a, le spune, de a face ceva împotriva unor astfel de, de oameni. Este o ispită din partea celui rău ca să călcăm strâmb, ca să ne răzbunăm, ca să răspundem cu rău la, la rău. Ne uităm cum ne-a fost David în stare să facă o astfel de alegere. Cum a fost David în stare să reziste la o astfel de ispită? Dacă ne uităm în toată viața lui David, vom vedea că el este numit om după inima lui Dumnezeu. Cum de a fost el în stare să reziste ispite de a se răzbuna? Pentru că el, zi de zi, cugeta la legea Domnului. Zi de zi stătea aproape de Dumnezeu. Zi de zi îl căuta pe Dumnezeu, zi de zi vorbea cu Dumnezeu, zi de zi avea părtășie împreună cu Dumnezeu. Știm lucrul acesta din salmii pe care David îi scria așa de frumos. Cum rezistăm inspirite de a ne răzbuna? Stând aproape de Dumnezeu, având părtășie personală cu Dumnezeu. Dacă noi nu stăm conectați la sursa aceasta de înțelepciune, la sursa aceasta de călăuzire, nu avem cum să fim în stare să rezistăm ispitelor care vin cu privire la răzbunare, cu privire la lucrurile pe care le spunem celor care ne provoacă rănii și ne fac să suferim. Îl vedem pe David că face alegeri potrivite cu privire la răzbunare pentru că el era un om al lui Dumnezeu. El Era un om care vrea să asculte de, de Dumnezeu. Dacă ne uităm la societatea aceasta, vom vedea prin filmele pe care le urmărim că sunt oameni care iau situația în propriile mâini și își fac ei singuri dreptate, se răzbună pentru prejudiciul care le-a fost adus propriei persoane și își fac ei singuri dreptate, se răzbună pe tot, cu tot felul de, pe tot felul de planuri și suntem învățați să facem lucrul acesta. Ți s-a făcut rău, răspunde cum știi tu, mai bine. Trebuie să vorbești, trebuie să faci ceva. Nu te lăsa călcat în picioare. Sunt alte voci care, care spun. Dar vedem că prin David ne învață Cuvântului Dumnezeu că trebuie să, ră, să rezistăm ispitei de a ne răzbuna într-un mod nepotrivit și să răspundem cu rău la răul care ni s-a făcut. Dacă ne uităm la viața Domnului Isus, vom vedea modul în care el a răspuns. Ne uităm la ultima săptămână, la ultimele zile, înainte să fie, să fie prins, încă de când și-a început lucrarea, de fapt, oamenii erau împotriva lui, vorbeau împotriva lui. Ar fi putut să îi distrugă pe toți, să piară toți de pe fața pământului, n-a făcut astfel de acțiuni. Când era în grădina Ghețimane, ar fi putut să cheme un singur înger, să-i termine pe toți, n-a făcut lucrul acesta. Când a fost prins, batjocurit în fel și fel de moduri, a ales să nu se răzbune pe toți ceilalți, pentru că avea o misiune de dus la capăt, pentru că iubea chiar și pe cei care îl băteau, pentru că ne iubea pe noi, astăzi, care suntem prezenți la 2000 și ceva de ani distanță. Și el a ales ca să nu se răzbune, să nu răspundă înapoi. Ca să rezistăm ispitei de a nu ne răzbuna pe oamenii care ne provoacă răni, să copiem caracterul Domnului Iisus, să tăcem atunci când vorba noastră ar aduce o rană celuilalt ca răzbunare, să acceptăm rana celuilalt și să o lăsăm în mâna lui Dumnezeu. Cu siguranță Domnul Iisus a știut cum să reziste ispitelor. Și Biblia ne învață să copiem și să ne inspirăm de caracterul Domnului, Domnului Isus. Răzbunarea trebuie să fie lăsată în grija Domnului Isus, în grija lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în versetul 15, învățăm de la David ce a făcut el. Domnul va judeca și va hotărâ între mine și el. Nu mai era problema lui David acum. Era problema lui Dumnezeu. Era treaba lui Dumnezeu să facă de acum încolo ce va vrea el. Și David ne învață astăzi că atunci când vrem să ne răzbunăm, să apelăm mai întâi la Dumnezeu să-i spunem lui problema noastră și să-l lăsăm pe el să facă acțiunile necesare ca problema respectivă să fie rezolvată. Și cu siguranță Dumnezeu ne va da înțelepciune. Când facem locul acesta, ne va da înțelepciune și călăzire să știm cum să acționăm și noi pe mai departe atunci când îl rugăm pe el să intervină în conflictul acesta care apare cu privire la răzbunare, cu privire la, la rana care ni s-a uh, făcut. Dacă ne uităm în, și în viața lui Iosif, vom vedea că Iosif spune... În Geneza 50, un motor lucru foarte frumos. Îl știm pe Iosif și rănile care i s-au făcut de către, de, către, de, către, de către frații lui. Știm povestea lui, lui Iosif, dar vedem ceea ce Iosif spunea în versetul 19 și 20, din, din capitolul 50. Iosif le-a zis, fiți fără teamă, că sunt eu în locul lui Dumnezeu? Iosif știa sigur că doar Dumnezeu trebuie să se ocupe de ceea ce frații lui au făcut împotriva lui. Sunt eu oare împotriva lui Dumnezeu ca să pot să mă răzbun pe voi? Cu alte cuvinte spune Iosif. Pentru că dacă citim câteva versete mai, mai, mai sus, frații lui Iosif spun ceea ce tatăl lor a dat poruncă. Iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, că ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Și Iosif răspunde cu lucrul acesta, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în număr mare. Iosif, David și toți ceilalți oameni care au lăsat răzbunarea în mâna lui Dumnezeu au văzut că lucrul acesta a dus spre lucruri mai bune decât dacă ar fi acționat ei. Nu știu cum s-ar fi scris istoria Bibliei, dacă Iosif, prima oară când i-ar fi văzut pe frații săi, -ar, ar fi pus să fie uciși sau întemnițați pentru restul vieții. Cu siguranță ar fi avut o, o, o versiune a Bibliei diferită de cum o avem astăzi. Dar el a ales ca să lase lucrul acesta în mâna lui, lui Dumnezeu. Și Biblia ne învață ce să facem când avem dorința de a ne răzbuna. Dacă ne uităm în mai multe versete din Cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea chiar și în. 1 Samuel, versetul 25 cu 28. Este un exemplu tot din viața lui David, la o perioadă de timp după povestea cu, cu peștera, în care este ispitit să se răzbune pe un om rău, care a răspuns rău la cerința lui David. Iartă-te, rog, vina roabei tale, căci Domnul va face Domnului meu o casă tainică. Iartă căci Domnul meu poartă războaile Domnului și niciodată nu va fi răutate în tine. Biblia ne învață ce să facem când suntem pe punctul de a ne răzbuna. Și Abigail îi spune lui, lui, lui David ce să facă atunci când este pornit să se răzbune pe Nabal. Iartă! Iartă! Și Biblia ne îndeamnă în mai multe locuri să iertăm pe cei care ne greșesc. Fiii lui Iosif îi spun lui, lui Iosif că tatăl lor a avut cerința aceasta să ierte nelegiurile lor și Biblia ne învață să iertăm pe oamenii care ne provoacă, răni, suferințe. De ce? Pentru că și noi am fost iertați de Dumnezeu. Pentru că El ne arată modul în care trebuie să acționăm. Atunci când noi eram un păcat și am crezut cu adevărat în Domnul Isus, El ne-a iertat păcatele noastre. Și ne iartă atunci când ne pocăim cu adevărat de lucrurile greșite pe care le facem. La fel și noi. Când cineva ne provoacă un rău, o suferință și avem acest impuls de a răspunde înapoi, să iertăm. Când Domnul Isus era sus pe cruce, Suferind acele baz jocuri, iartă-i că -și nu știu ce fac. Și cu siguranță mai sunt multe alte versete în care Biblia ne îndeamnă să îi iertăm. Haideți să privim în Levitic 19 cu 18, să vedem ce alte lucruri ne spune Biblia că ar trebui să facem. Să nu te răzbuni și să, și să nu ține caz pe copiii poporului tău. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul, spune Dumnezeu celor din vechime. Să iubești ca pe tine însuți. Când iubești pe cineva, nu cauți să-i provoși suferință, nu cauți să-i provoși prejudiciu pe orice, pe orice, plan, nu cauți să îi creezi un calvar în viața persoanei respective, ci cauți să-i fie bine, cauți să aibă o viață fericită, cauți să te înțelegi bine cu persoana respectivă atunci când iubești o persoană. Și bine ne îndeamnă să iubești pe aproapele tău. Iubește-l pe cel care a vorbit împotriva ta pe nedrept. Iubește-l pe cel care se uită urât la tine. Iubește-l pe cel care te batjocorește pentru că vii la biserică. Iubește-l pe cel care spune cuvinte urâte pentru că ești credincios la școală. Iubește-l pe cel care vorbește împotriva ta. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu și să nu ținem necaz pe astfel de oameni, ci să iertăm imediat. Pentru că Dumnezeu ne iartă pe noi, atunci când ne cerem uh, iertare și vede în noi uh, dorința de a, fi, de a fi iertați. Iartă, pentru că și Dumnezeu ne iartă pe noi. Este un răspuns la răzbunare. În loc să ne răzbunăm să iertăm, în loc să ne răzbunăm să iubim, ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm la Proverbe 20 cu 22 să vedem ce ne mai spune Biblia cu privire la înlocuirea acestei răzbunări. Nu zice, îi voi întoarce eu răul, nădăjduiește în Domnul, și el te va ajuta. Atunci când ai dorința de a te răzbuna, Biblia spune: Nu face lucrul acesta. Spune problema ta lui Dumnezeu, nădăjduiește în el că îți va da înțelepciunea cum să acționezi corect. Și el te va ajuta. Atunci când ai, când ai dorința de a te răzbuna și să răspunzi înapoi, atunci când să se face o rană, mergi la Dumnezeu mai întâi. Și El te va ajuta, are El metodele Lui, are El oamenii potriviți care să te ajute să ai atitudinea potrivită. Dacă ne uităm în Proverbe 24, vom vedea altceva, alt lucru pe care Biblia ne îndeamnă ca să îl facem. Proverbe 24, de la versetul 17. Avem acolo, nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se potignește el. Ca nu cumva Domnul să vadă, să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău și nu pizmui pe cei răi, că și cel ce face răul nu are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Are Dumnezeu planul lui cu cel care provoacă răul. Are Dumnezeu planul lui cu cel care ți-a provocat ție răul. Și are Dumnezeu planul perfect cu astfel de, de oameni și nu trebuie să ne răzbunăm noi, noi împotriva lor, pentru că răzbunarea este a lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în, în Proverbe 24 cu 29, alt lucru pe care Biblia ne spune când vine vorba de provocare, nu zice cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu. eu. Îi voi răsplăti după faptele lui. Cum ar fi dacă am face astfel de lucru? Răspundem cu rău la rău, apoi persoana respectivă răspunde cu rău la răul pe care noi l-am provocat. Apoi și se continuă lanțul acesta de răutăți împotriva răutăților. Și unde s-ar uh, ajunge? Martin Luther King spunea că dacă ne-am luat după ochi pentru ochi, ar ajunge să trăim într-o lume oarbă, complet. De aceea, să căutăm să nu ne răzbunăm. Să nu răspundem cu rău împotriva răului. Apoi, Matei 5, versetul 38 și 39. Este ceea ce spune Domnul Isus. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricărui te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Răspunde potrivit caracterului lui Dumnezeu cu oamenii care îți provoacă răni, să vadă că tu asculte Dumnezeu. Dacă ne uităm în Luca, în capitolul 6, cu versetul 27, vom vedea alt lucru pe care Biblia nu îl spune cu privire la răzbunare. Dar eu vă spun vouă, care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Un răspuns la răzbunare. Înlocuiește răzbunarea cu binecuvântarea. Înlocuiește răzbunarea cu rugăciune pentru cel care ți-a provocat răul. Înlocuiește blestemul celui care a vorbit împotriva ta cu binecuvântare. Spune-Lui Dumnezeu despre el iubește-l, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Marcu 11 cu 25 ne spune un alt lucru pe care să-l facem în viața, în viața noastră. Și când stați în picioare de vă rugați să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru că și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Iertați pe oamenii care vă provoacă răul spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Romani 12 cu 19, un alt loc în care Biblia ne spune despre răzbunare, prea iubiților, să nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să, se răzbune mânia lui Dumnezeu. Că ce ți scris, răzbunarea este a mea. Eu voi răsplăti, zice Domnul, cel care este 100% corect în toate acțiunile sale, spre deosebire de noi care suntem altfel față de Dumnezeu. Apoi în 1 Tesaloniceni 5 cu 15, Biblia ne mai îndeamnă ce să facem când vine vorba de, uh, pri, când, vine, când vine vorba de răzbunare. Luați seama ca nimeni să nu, să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi cât și față de toți. Când cineva îți face rău, fă binele. Când cineva îți provoacă răni, răspunde cu bine înapoi. Este ceea ce Biblia ne învață cu privire la răzbunare. Dacă ne uităm în, 1 Petru, capitolul 3, versetul 9, vă vedea alți lucruri pe care Biblia ne-l spune. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o care pentru o care. Din potrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Îndemnurile cuvântului lui Dumnezeu, îndemnurile lui Dumnezeu pentru cei care doresc să se răzbune, este nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dacă cineva ne ocărăște, să binecuvântăm. Din potrivă, binecuvântați ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Roman 12 cu 7 ne spune un alt lucru. Cine... Cred că am scris-o greșit. Proverbe 25, 21 cu 22. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Ce răspuns la cei care sunt împotriva noastră să facem altfel decât ne-a făcut ei? În felul acesta adunăm așa cărbune aprinși pe, pe capul lui, în viața lui și răspundem altfel decât ne-a răspuns el și ne-a provocat el răni. Biblia ne învață o mulțime de lucruri cu privire la, la răzbunare, cu privire la modul în care trebuie să răspundem împotriva celor care ne provoacă rău. Un proverb arab spunea în felul următor, mai bine să petreci noaptea în supărarea insultei decât în căința răzbunării, spune proverbul acesta arab. Dar bine, am văzut și din Cuvântul Lui Dumnezeu o mulțime de versete care ne îndeamnă cu privire la răzbunare. Să iertăm, să iubim pe ceilalți, să răspundem așa cum ar răspunde, așa cum ar dori Dumnezeu să răspundem. Atunci când ni se face răul, să facem binele. Atunci când suntem urâți, să iubim. Atunci când suntem blestemați, să binecuvântăm. Amen.